doi dintre cei mai bine în consilier. Poftiți. V-ați spus, ați verificat ca și, da? Poftiți. Da, nu mai știu aici. Doamnelor și domnilor, mă numesc Mioara Manea și sunt jurist în cadrul instituției prefectului, județul Bacău. La ședința dumneavoastră îl reprezint pe domnul prefect Ghica Ioan. În continuare, voi da citire ordinului prefectului județului Bacău privind a doua convocare a consilierilor locali, declarația aleș, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pentru ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Onești, județul Bacău. Acest ordin a fost emis în temeiul prevederilor legale, respectiv prevederile legii administrației publice locale, legea numărul 215 din 2001, prevederile legii numărul 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali, prevederile ordonanței guvernului numărul 35 din 2002 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliilor locale și dispozițiilor legii 340 din 2004 privind prefectul și instituția prefectului. Ordin. Articolul 1. Se dispune a doua convocare a consilierilor locali, declarația aleși, la alegerile din data de 5 iunie 2016, în ședință de constituire a Consiliului Local al municipiului Onești, județul Bacău. Ședința de constituire va avea următoarea ordine de zi. 1. Alegerea comisiei de validare. 2. Validarea mandatelor consilierilor locali, declarația aleși, la alegeri locale din data de 5 iunie 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali, ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. Și 8. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Semnează prefect Ioan Ghica. Acum, domnule președinte, vă rugăm să preluați lucrările. Dar nu înainte ca domnul secretar să ne spună dacă toți domnii consilieri sunt prezenți sau mai absentează cineva. Poftiți. Sunt prezenți. Poftiți, domnule președinte. Doamnelor și domnilor consilieri, mulțumesc pentru cinstea pe care legea și dumneavoastră îl faceți de a conduce ședința de constituire a Consiliului Local, rezultat în urma alegerilor din 5 iunie 2016. Fiind prezenți un număr de 21 de consilieri declarați aleși, ședința este legal constituită potrivit articolului 30, alinia 2 din legea 215/2001. În conformitate cu dispozițiile articolului 31, alineat 1 din legea 215/2001, și republicată, în conducerea lucrurilor ședinței este necesar să mă asiste doi consilieri dintre cei mai tineri. Având în vedere că noi deja i-am găsit pe cei mai tineri, respectiv Cristi Alexandru și Ergiu Alina,
și au luat deja locul în prezidiu, vă rugăm să fiți de acord cu această chestiune și mulțumesc de celor de doamne și de mulțumesc. Da. Având în vedere prevederile legale și regulamentare privind ordinul instituției prefectului județului Bacău 154 din 25 iunie 2016, propun următoarea ordine de zi. 1. Alegerea comisiei de validare. 2. Validarea mandatelor consilierilor aleși. 3. Depunerea jurământului de către consiliere. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. 8. Constituirea comisiilor de specialitate. Problemele propuse sunt în concordanță cu cerințele lege și le supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Ordinea de zi fiind aprobată cu unanimitate de voturi, trecem la primul punct al ordinei de zi. Alegerea comisiei de validare. Potrivit articolului 31 alineat 2 din lege, pentru validarea mandatelor consiliilor locale se aleg prin vot deschis dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri. Având în vedere prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Calonești, comisia de validare va fi compusă din 5 consilieri. Ținând seama de compoziția politică a Consiliului, propun pentru comisia de validare următorii consilieri. Din partea Partidului Social Democrat, sunt propuneri pentru Lemnarul Emil și Sergentul Adrian. Acum și din partea celorlalte partide trebuie să făcute propuneri în acest sens. În ordinea numărului de consilieri, din partea PNL. Domnul Zadu, ce Radu Ciprian, da? Din partea PSRO. Domnul Agapi. Agapi Vici. Din partea ALDE. Mulțumesc. Bună, grumă. Deci, de partea ALDE. Trebuie puțin, ca să ne împărțim. Da? Mai propuneți de la PSD, că așa e partidul majoritar. Deci, dacă ceilalți domn consilieri agrează propunerea, dar mulțumesc dumneavoastră și președinte. Nu, mulțumesc. Cine este pentru ca din partea PSD să mai fi încă o persoană? Cine e împotrivă? Cine se abține? Trebuie să avem totuși 5 persoane. Poate pe nereu. Domnule Ene Nicolae, este făcut o propunere. E de Gheorghe. Ene Nicolae? E de Gheorghe. E de Gheorghe. Deci, comisia de validare este compusă din Lemnarul Emil, Sergentul Adrian, Radu Ciprian, Agapi Mircea și Ene Gheorghe. Zarzu Ciprian și Ene Gheorghe. Cascate cu pași. Supunem la vot această comisie. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Da. Comisia de validare își va alege un președinte și un secretar în plenul acesta. De exagerat. O scurtă pauză, pentru că e importantă această comisie. Se validează dosarul și... Domnul secretar, vă rog să iei. Validarea mandatelor consilierilor locale. Declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016. Dau cuvântul domnului Sergentul Adrian, președintele Comisiei de Validare, pentru a da citire procesului verbal încheiat ca urmare a verificării cerere de renunțare a mandatului de consilier al domnului Ignațiu Nicolae, care este incompatibil, și altor cereri de renunțare la mandat de consilier local, a verificării alegerii în funcția de consilier local și validarea unor supleanți de pe lista partidelor, acolo unde au existat cereri de renunțare.
Trebuie să valentiat astăzi 28 iunie 2016, în prima ședință a Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Onești. Astăzi, 28 iunie 2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Onești, în ședința de constituire din data de 25 iunie 2016, a examinat, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 de 2001, republicată cu modificări de completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că sunt două cazuri de invalidare, privind și au fost înlocuiți de către supleanții următori de listă, să propună un număr de 21 de consilieri, conform tabelului anexat, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Vedeți tabelul cu validarea consilierilor. Doamna Bageru Laura, domnul Acapi Mircea, doamna Antohie Marica Loredana, doamna Călin Ghioc Crenguța, domnul Cristea Alexandru, domnul Dumitru Mihai, domnul Ienei Gheorghe, domnul Florian Constantin, doamna Ceahuc Bădic Rodica Mihaela, doamna Hergelegiu Alina, domnul Lazar Constantin, domnul Lemnaru Emil, domnul Moraru Marian Dorin, domnul Ostache Florin, domnul Panfil Gelu Ionuț, doamna Pașcu Apăvăloaie Elena, domnul Roșca Sorin, doamna Secară Oana Mihaela, domnul Sergentu Adrian, domnul Vasiloiu Bogdan Cosmin, domnul Zarzu Octavian Ciprian. Semnează membrii Comisiei de Validare. Deci, numele consilierilor locali, consilierul local trebuie supus la vot de către dumneavoastră pentru fiecare din parte. Domnul secretar are vot. Da, procedura este următoarea. Veți striga în ordine alfabetic, așa cum a strigat și domnul președinte al Comisiei de Validare. Cel care își aude numele nu votează. Deci se aprobă validarea mandatelor consilierilor locale, Consiliul Local al Municipiului Onești, după cum urmează. Doamna Abageru Laura, cine este pentru? Rugăminte. V-aș ruga să se ridice în picioare și să spună prezent. Și după aceea să vedem cine este. Prezent. Mulțumesc frumos. Domnul Agapi Mircea, cine este pentru? Doamna Antohi Marica Loredana, cine este pentru? Doamna Călin Ghioc Crenguța, cine este pentru? Împotriva, abține? Domnul Cristian Alexandru, cine este pentru? Împotrivă, abține? Domnul Dumitru Mihai, prezent. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Domnul Ene Gheorghe, prezent. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Domnul Florian Constantin, prezent. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Doamna Ceahuc Bădic Rodica Mihaela, prezent. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Doamna Hergelegiu Alina, prezent. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Domnul Lazar Constantin, prezent. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Domnul Lemnaru Emil, cine este pentru? Împotrivă, abține? Domnul Moraru Marian Dorin, cine este pentru? Împotrivă, abține? Domnul Ostache Florin, cine este pentru? Împotrivă, abține? Domnul Panfil Gelu Ionuț, cine este pentru? Împotrivă, abține? Doamna Pașcu Apăvăloaie Elena, prezent.
Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Sorin Roșca. Prezent. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Doamna Secară Oana Mihaela. Prezent. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Sergentu Adrian. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Vasiloriu Bogdan Cosmin. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Sarsu Octavian Ciprian. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul secretar va da citire hotărârii de constituire a Consiliului Local. Fiind validate mandatele a 21 de consilieri, Consiliul Local este legal constituit. Se consemnează în procesul verbal acest lucru. Și hotărârea care o are domnul secretar și doar. Hotărârea pe care se declară legal constituit Consiliul Local al Municipiului Unești în componența pe care am explicat-o mai devreme. Doamnelor și domnilor consilieri, înainte de depunerea jurământului, invit pe preacucernicii părinți să spună câteva cuvinte pentru ca acești consilieri aleși să-și facă datoria în viitor. Moment religios, da? Da. Vă rugăm să ne ridicăm în picioare, mulțumesc. Vrem face o rugăciune. În numele Tatălui și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul al Adevărului, care de pretutindirea ești și pe toate le primești, vizierul bunătăților și rătătorul de viață, vino și te sărăcești cu noi și ne curățește pe noi de toată tineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La Ta slavă căzând cu frică și cu putremur, ca niște rog netreni și mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul nostru, binecuvintează lucrările ședinței acesteia, binecuvintează jurământul robilor Tăi, că Sfânt ești Dumnezeul nostru și pe toate le sfințești, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamne ajută! Mulțumim, Părinte de Protocol Părgeala Milan și Părintele Consilier Paroh Constantin Arupei. Și trecem la următorul punct al ordinii de zi, respectiv depunerea jurământului de către Consiliul Local, a căror mandate au fost validate. Domnul secretar vă va prezenta tehnica în acest sens. Să
va striga în ordine alfabetică, în fața Consiliului Local, cu mâna stângă, care se cuprinde atât Biblia, cât și Constituția. Fiecare dintre consilieri va citi jurământul pe care îl are în față, după care va semna jurământul, un exemplar va rămâne la Consiliul Local, iar unul va rămâne la dosarul ședinței. Doamna... Vă rugăm să ne ridicăm în picioare, inclusiv invitații, pentru depunerea jurământului de către consilierii locali. Doamna Bageru Laura. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ionești și județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări și mult succes! Mulțumesc. Domnul Agape Mircea. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ionești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări și mult succes! Doamna Antoichi Marica Loredana. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ionești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări și succes! Doamna Călin Gheorghe Crenguța. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ionești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Alexandru. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ionești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dumitru Mihai. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ionești, județul Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Ene Gheorghe. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ionești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Florian Constantin. Jur
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bonești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Geaboc, Bărhic, Rodica Mihaela. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, de Cuba. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Hergelegiu Alina. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Lazar Constantin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Lemnaru Emil. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Moraru Marian Dorin. Felicitări. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ostache Florin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnul Banfil Gelu Ionuț. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Pașcua Bolovaie Elena. Mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Roșca Sorin.
Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna secară Oana Mihaela. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul sergent Adrian. Felicitări și mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Vasiloi Bogdan Cosmin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Zars Octavian Ciprian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să ne ajutăm. Declar constituit Consiliul Legal al Municipiului Onești și vă rog să-mi permite să urăm bună activitate rodnică în slujba cetățenilor localității noastre pe întreaga durată de 4 ani a mandatului încredințat de legător. Vă rog să îmi permiteți să trecem la punctul numărul 4 al ordinii de zi, respectiv alegerea președintelui de ședință. După declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată, cu votul deschis al majorității Consiliului Local în funcție, un președinte de ședință pentru 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de acesta. Propun ca președintele de ședință să fie ales pentru lunile iunie și iulie. Vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință din lunile iunie și iulie 2016. Domnul sergent, domnul consilier sergent, vă rugăm. Propun pe domnul Enaru Emil. Dacă mai sunt și alte propuneri, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă asigur să conduc în continuare lucrările ședinței noastre în conformitate cu dispozițiile legale. Potrivit ordinii de zi adoptate, urmează punctul 5 al ordinii de zi, respectiv prezentarea validării alegerii primarului și punctul 6, depunerea jurământului de către domnul primar. Invit pe doamna reprezentată a protecției, doamna Maia, doamna Maia, să prezinte materialele de validare. Judecătoria Onești
a pronunțat judecătoria Onești, a pronunțat sentința civilă numărul 1671 din 24 iulie 2016 în dosarul numărul 3415/270/2016. Pe rol, fiind judecarea cererii, având ca obiect validare primar, formulată de circunscripție electorală numărul 3, Onești. Instanța, în baza articolului 58 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, are pe rol, spre analiză, validarea alegerii primarului în circunscripție electorală numărul 3, municipiul Onești, județul Bacău, ca urmare a rezultatelor alegerilor din data de 5 iunie 2016. Potrivit textului de lege menționat, validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor. Din dosarul prezentat, rezultă că la alegeri au fost înscriși un număr de 44.748 alegători, iar ca urmare a votării, numărul voturilor valabile exprimate au fost de 15.552. În conformitate cu prevederile articolului 101 din legea 115 din 2015, este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimat. Din procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de primar, rezultă că Partidul Social Democrat, da, reprezentantul Partidului Social Democrat, respectiv domnul Gnatiu Nicolae, a obținut cel mai mare număr de voturi valabile exprimate, respectiv 4.735 de voturi. Da, să vedem ce mai reține instanța. Mai reține de asemenea instanța că au fost respectate și prevederile privind depunerea acelui raport financiar la autoritatea electorală permanentă. Apreciind că sunt îndeplinite prevederile legale și condițiile prevăzute de prevederile legale, instanța va dispune validarea alegerii candidatului Gnatiu Nicolae în funcția de primar al municipiului Onești. În consecință, hotărăște. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște. Admite propunerea biroului electoral de circunscripție electorală numărul 3 a municipiului Onești, județul Bacău. Validează alegerea domnului Gnatiu Nicolae în funcția de primar al municipiului Onești, județul Bacău. Felicitări, domnule. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Onești, județul Bacău. Așa să-mi ajute bunul Dumnezeu. Respecte programul politic care l-a prezentat alegătorilor din municipiul Onești.
și să dea Dumnezeu ca să aibă mandat liniștit și cu bune rezultate pentru viitorii cetățenilor acestui oraș. Mulțumesc foarte mult! Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să vă adresez către vă rugăm să luați loc, să-l ascultăm pe domnul primar. Spune câteva. În primul rând, mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această misiune complicată, dar foarte onorată pentru mine și pentru Partidul Social Democrat de a fi primar al municipiului Grănești. O misiune pe care mi-o asum și sper că împreună cu dumneavoastră, în primul rând, consilier local PSD, ALDE, PNL, PSRO și Consilierul Independent, ca împreună să facem tot ceea ce ne-a propus bine pentru municipiul Grănești. Vreau să vă asigur încă de la bun început că veți găsi în mine un partener, un partener adevărat, care împreună cu dumneavoastră să facem în ceea ce și-a propus doar Partidul Social Democrat să facă bine pentru comunitate, ci și ceea ce v-ați propus dumneavoastră. Veți găsi la mine o deschidere totală și vreau să vă spun că îmi doresc ca în Consiliul Local să fie mai mult consens, să lăsăm politica la o parte și să facem administrație. Așa doresc oneștenii pentru oraș. Cred că suntem în stare. Țin să-i felicit pe toți consilierii care au obținut acest mandat și, în mod deosebit, pe domnii candidați la funcția de primar al municipiului Grănești. Împreună putem face lucruri bune și totul ține și de dumneavoastră. Totodată țin să mulțumesc familiei pentru că m-ați sprijinit în această perioadă, care nu a fost deloc ușoară, și Partidului Social Democrat, prin domnul președinte Dragoș Benea și domnul Vase Gabriel, pentru că au avut încredere în mine și iată că, după o perioadă, zic eu, complicată și un examen politic, împreună putem să facem lucruri bune, atât pentru județ, cât și pentru municipiu. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru tot ceea ce ați făcut în această perioadă pentru oraș. Președinte, vreau să-mi permiteți două minute acum, ca să nu mai eu să am o intervenție puțin mai pragmatică. În primul rând, vreau să-l felicit încă o dată, de a treia oară, pe domnul Gratiu, pentru această victorie. Și să explic și rolul meu la această ședință. Știți că, ultima ședință de Consiliul Județean din luna iunie, am ridicat pentru a nu știu câta oară o problemă vitală, care este cuvântul pentru Onești, și dacă tot se pune astăzi punctul unei perioade destul de agitate, care a durat aproape un an, peste 60 și ceva de zile, de când de domnul Ghină nu mai practicăm după funcția de primar, vreau să fac un apel și la dumneavoastră, și la viceprimarul care va fi ales, și la executiv, și la domnul secretar, și la toți consilierii locali, să faceți cât mai repede toate diligențele și front comun, evident, cred că veți face front comun, toate diligențele pentru a putea intra în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Apă-Canal, pentru a putea intra în aplicația de finanțare pe care județul Bacău la anul o va depune pe Programul Operațional de Infrastructură Mare. Deci, practic, investiții în alimentare cu apă și canalizare în municipiul Onești de aproape 30 milioane de euro. Sper să îi convingeți pe cei care astăzi încă vă mai tărie prin instanță, reprezentanții Asociației Apă-Canal, dacă ei vor vedea un consiliu local hotărât, determinat să rezolve această problemă, e posibil să înregistrați succes și dacă în două, maxim trei luni, veți întruni condiții, să deveniți acționar CRAP, să deveniți membru ADIP, practic veți putea accesa fondurile europene, repet, pentru apă canal. Știu ce spun aici și sunt și foarte mulți dintre dumneavoastră care știu că pătrund destul de bine această problemă, și juriști, și nejuriști. E momentul să faceți front comun și să terminați odată socotelile cu această societate care nu exploatează în mod legal utilitățile, rețele de alimentare cu apă și canalizare. Vreau să subliniez încă o dată efortul pe care l-au făcut cei de la Direcția Juridică de a câștiga toate procesele pe care le-au avut cu această societate și diverse reprezentanțe ale acestei societăți. Practic, și domnul primar Cristea știe, e ultimul tren pe care îl puteți prinde pentru investiții, subliniez încă o dată, vitale, de soarta cărora depinde și sănătatea oneștenilor, și puterea de cumpărare a oneștenilor. În Consiliul Județean, în mine, veți găsi un susținător pe acest proiect, numai că temele, primii care trebuie să-și facă temele, sunteți dumneavoastră. Sigur, depindeți pe undeva și de
abordarea pe care o va avea această societate comercială, dar eu zic că dacă nu rezolvați acum această problemă, vor fi alte probleme mari, posibilități de amenzi mari pe mediu și niște rețele care sunt praf și care evident influențează costul apei, influențează calitatea apei și toate astea. Cu toții le știți, în continuare, deci această aplicație pentru județul, la această aplicație pentru județul Bacău a început să se lucreze. Dacă Uneșul nu își rezolvă problema instituțională, veți rata a doua ocazie de a prinde aceste investiții pe fonduri europene. Eu atât am avut să le spus. Mulțumesc și vă doresc mult succes dumneavoastră, domnule primar și consiliul local, și sper să înțelegeți exact și corect acest mesaj. Mulțumim, domnule președinte Dragoș Berea, și sperăm că va fi o bună conlucrare între Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Unești și executivul celor două instituții. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi, respectiv alegerea viceprimarului. În baza articolului 57 alineat 3, viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locale în funcție de rândul membrilor acesteia. Alegerea se face prin vot secret, conform articolului 11 din ordonanța de guvern 35/2002, aprobată prin legea numărul 673/2002. Pe buletinul de vot se vor înscrie toate propunerile, urmând ca dumneavoastră să scriți da în dreptul celor pe care vrem să-l alegem. Dacă punem da în dreptul mai multor persoane, votul este nul. În acest sens, vă rugăm să faceți propunerile respective. Invit reprezentanții grupurilor politice să vină cu propunerile. Doamna Rodic Mihaela. Deci, Abagerul la apă, da? Altă propunere. Domnul Agapi Mircea. Propun din partea Partidului Social Român pe domnul Cristi Alexandru. Altă propunere, da, doctor. Propunerea Partidului Național Liberal este domnul Mihai Dumitru. Altă propunere. Deci o propunere, nu? Refiind alte propuneri, supun la vot. Deci două chestii supun la vot. Să închidem lista și dacă sunteți de acord cu propunerile făcute. Cine este pentru? Împotriva. Se abține cineva? Mulțumesc. Să arătați buletinul de vot, da, să facă doamna și să explicați cine sunt ele, cine sunt ele. Da, colegii, da? Deci o zi, o zi, ia zi. Asistenții ai mei, domnicioara doamna Hedde Regiu și cu domnul Cristea și de asemenea din partea PNR-ului, dacă se poate să primim o propunere. Deci pentru comisia de numărare. Pentru comisia de numărarea voturilor, da. Domnul Zarzu Ciprian. Supunem la vot propunerile făcute. Cine este pentru? Cine se abține împotrivă? Mulțumesc. Domnul Spânul Daniel va prezenta tehnica votării. În cele
Pe buletinul de vot aveți patru materii, patru contracte, vor fi inscripționate numele celor trei nominalizări. Există cabina de vot, aveți ștampila cu da. Ștampila cu da se va pune în scenariul pe care doriți să-l aveți. După care veți primi ce... După care, domnul președinte va citi numele fiecărui consilier. Consilierul, când se aude auzit, va primi buletinul de vot de la domnul secretar. Se deplasează, aici este cabina de vot, da? Se deplasează în cabina de vot, pentru că votul este secret, votează, după care împăturește buletinul și îl depune în urna de acolo, da? Comisia de numărare, o să arătați, domnul consilier, că e în ordine cu urna aceea, că nu sunt buletine, nu o să fie, da? Să respectăm pentru totul prevederile legale. Doamnelor, domnul consilier, o situație specială face ca domnul Geo Panțiu să se prezinte la un proces unde nu poate să intreze și trebuie să-l scuzăm și solicităm retragerea din ședință. Oricum, vreau să vă anunț, oricum aș fi vrut să mă abțin astăzi, deci votul meu nu va influența niciun fel, sau absența mea nu va influența niciun fel. Mulțumesc, dar... Dumneavoastră trebuie să vă exprimați opțiunea
doar pentru un singur candidat. S-a spus asta, da? Dacă o să puneți mai multe, votul este? Nu, da. Așa, dacă puneți mai multe, ești amie, hai că Domnul Alina.
Domnul Lazar Constantin. Thank you.
microfon. Nu, dar întâi să le așez. Așezați-le pe toate. Și pe urmă le citiți. Le numărați. Să le arătați domnul consilier. Fiecare plătind seara se spune vot valabil sau vot nu. Da? După caz. Rugăm un pic de atenție.
proces verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru alegerea viceprimarului municipiului Onești. Încheiat azi 28.06.2016 la sediul Consiliului Local Onești, voturi valabile exprimate 20, din care Albagelu Laura 13 voturi, Dumitru Mihai 5 voturi, Cezar Cristea Alexandru 2 voturi, votul numele 1. Candidatul declarat ales viceprimar este doamna Albagelu Laura, care a obținut votul majorității consilierilor locali în funcție. Comisia de numărare a voturilor, Evghele Gioalina, Cristea Alexandru și Zarzu Ciprian. Aș dori să spun. Mulțumesc tare mult pentru cei care m-au votat și pentru cei care nu m-au votat, pentru prezența lor, le mulțumesc. Nu, în ultimul rând, vreau să mulțumesc doamnei Mihaela Vălic și Alianței Liberal-Democrate. M-au sprijinit, au încredere în mine și le mulțumesc totodată pentru încrederea care ne vedem în viitor. Nu este ușor, nu am trecut prin această experiență, dar cu ajutorul domnilor consilieri, cu domnul primar, mulțumesc tare mult, știu că o să avem o colaborare frumoasă, doar pentru comunitatea noastră. Nu este frumos să ne contrazicem, noi trebuie să facem pentru orașul nostru. Mulțumesc tare mult și voi face tot posibilul să satisfac așteptările noastre. Mulțumesc tare mult! Doamne, domnul consilier, urând de succes doamnei Albagelu Laura și o colucrare bună cu primarul și cu consiliul local, trecem la următorul punct al ordinii de zi, și anume punctul numărul 8. Constituirea comisiilor de specialitate ale consiliilor locale. Potrivit articolului 54 din lege, după constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Sarcinile acestor comisii se stabilesc pe regulament. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilieri locali. Având în vedere regulamentul de organizare și funcționare, vă propun să organizăm un număr de 4 comisii în următoarele domenii de activitate. Comisia de studii și prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură și administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț. Comisia pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice și protecția mediului înconjurător. 3. Comisia pentru știință, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret, sport și agrement, sănătate și conservarea monumentelor. Comisia numărul 4. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și disciplină. Dacă sunteți de acord cu numărul și domeniul de specialitate în care să fie aceste comisii, vă rugăm să ne spuneți cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Având în vedere profesiile consilierilor, vă rugăm să faceți propuneri pentru componența fiecarei comisii în parte. Supunem la vot, după aceea propunerile făcute și validăm aceste comisii. Partidul Social Democrat a făcut deja câteva propuneri, având în vedere că sunt tot consilieri, a făcut câte două propuneri pentru fiecare comisie. La Comisia de Buget Finanțe, Moraru Marian Cărenghioc, Crenguța, la Comisia de Urbanistică, Lenaro Vasiloiu Bogdan Cosmin, la Știință, Învățământ, Cultură, Culte, Sport, Sănătate, Sergentul Adrian Terghel Gioalina, la Comisia de Administrație Publică, Apărarea Ordine, Antohie Loredana și Ostache Florin. Așteptăm propuneri din partea PNL, PSRO și alte. Dacă îmi permiteți, din partea Partidului Național Liberal, având în vedere experiența acumulată în ultimii 4 ani, la Comisia numărul 1, Buget Finanțe, vă propun Zarzu Ciprian și Florian Constantin. Zarzu Ciprian. Și Florian Constantin. A
altă grupă. Tot din partea Partidului Național Liberal, la comisia numărul 4, Elena Pașcu, Apă Văloaie și Gheorghene. Da, alte grupă. Comisia numărul 1, Alexandru Cristian. Comisia numărul 2, Roșca Sorin. Da. 3, e sport și învățământ. Da. Mircea Gabriel. Și 4, Secarul. Vă rugăm alte propuneri? Alte? Comisia pentru Știință, Protecție Socială, Învățământ, Cultură, Protecție, Sănătate și Conservarea Monumentelor. Comisia pentru Administrație Publică, privind apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și drepturilor și avem deja la comisia numărul 4 6 propuneri. Ar trebui să mutăm pe cineva cu acordul dumneavoastră la comisia numărul 3 de exemplu. Da. Domnul Zazu, poftim. Comisia urbanistă de partea pentru lui domnul Lazar Constantin și domnul Dumitru Mihai Valdranzi. Și aici ducem, avem deja 1, 2, 3, 4, 5 propuneri. La urbanism. Cine? Dumitru? Dumitru Mihai Lazar. Și Constantin. Deci Dumitru Mihai. Da. Și Lazar. Constantin. S-a completat comisia. La sănătate, cultură. Doamna secretară, mă rog să fiți la comisia de sănătate, cultură. În loc să fiți la... Și atunci avem și la Comisia Juridică 5 persoane, 5 avem peste tot. Deci, de când... Avem 5 peste tot? Da. Lecturăm încă o dată propunerile care s-au făcut. Comisia de Buget, Moraru Marian, Călin Ghioc Crenguța, Zazu Ciprian, Florian Constantin, Cristi Alexandru. Comisia numărul 2 pentru urbanistică, Lemnaru, Vasiloiu, Roșca Sorin, Dumitru Mihai, Lazar Constantin. Comisia 3, știință, sănătate, cultură, culte, Sergentul Adrian, Hergerigiu Alina, Agapi Mircea, Abagelu Laura, Secară Oana. Comisia numărul 4, Comisia juridică, Antohi Loredana, Ostache Florin, Pașcu Elena, Iene Gheorghe, Vădic Mihaela. Supunem la vot propunerile făcute. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut cineva? Mulțumesc! Proiectul de hotărâre care cuprinde aceste propuneri a trecut. Vă mulțumesc! Mai sunt și alte părți. Dacă cred că se mai poate dubla o persoană și adăuga și... Da, se poate, da. Mulțumim pentru grijă arătată de ceilalți consilieri. Când vine în fi discutăm să nu punem unde nu place. Deci, aprobând comisiile de specialitate, am epuizat și ultimul punct al ordinii de zi. Urmează ca în prima ședință, fiecare comisie, să-și aleagă președintele și un secretar. Și de asemenea, trebuie să comunice la secretariatul instituției componența și... Președintele și secretarul comisiei, fiecare comisie să fie comunicat. Procesul de bază, pentru a avea evidență. Da. Cum și Banfi trebuie inclus în comisie, nu se poate, să știți. Da, da, pentru că am de profesie, la numărul 4. La comisia numărul 4, așa am trebuit. Și acolo mai trebuie să mai vină încă o persoană ca să fie și 4. Da, da. Bun, și completăm comisia la următoarea ședință. Deci, invitația și-a manifestat dorința să ia cuvântul la această solemnă adunare. În acest sens, Părintele Protopop Bărgăoanu Ioan
Are bun. Domnule primar, distinsă doamnă viceprimar, domnule președinte, distinse doamne consilier și domnilor consilier, preacucenii și părinți, iubiți invitați, este o bucurie și o onoare pentru mine personal de a aduce cuvântul înalt preasfințitului arhiepiscop Ioachim în mijlocul dumneavoastră, de a vă binecuvânta și a vă încredința de toată aprecierea și să vă felicităm în acest sens. Pentru bucuria pe care ați făcut-o oneștenilor aceea de a desfășura această ședință și mai ales pentru actul democratic pe care l-a manifestat pe data de 5 iunie. În acest sens, în anul preasfințitul m-a rugat să vă aduc la cunoștință un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, cuvânt pe care eu îl voi citi și care nu este atât de lung, și aici spune în sensul acesta, Sfântul Apostol Pavel, dacă cineva stă în frunte să fie cu tragere de inimă, dacă miluiește să miluiască cu bunăvoie, dragostea să fie nefățarnică, urâți rău, alipiți-vă de bine. În iubire frățească unii pe alții iubiți-vă, în cinste unii altora dați-vă întâietate. La sărbuință nu pregetați, cu Duhul fiți ferbinți, Domnului slujiți. Bucurați-vă în nădejde, suferind, în suferință fiți răbdători, la rugăciune stăruiți. Făceți-vă părtași la trebuințele sfinților, iubirea de străini urmând. Binecuvântați pe cei care vă prigonesc, binecuvântați și nu-i blestemați. Bucurați-vă cu cei care se bucură, plângeți cu cei care plâng. Cugetați același lucru unii pentru alții. Nu cugetați la cele înalte, ci lăsați-vă duși spre cele smerite. Nu vă socotiți voi și vă înțelepți. Nu răsplătiți nimănui răul cu rău. Purtați grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă se poate, pe cât vă stă în puterea voastră, trăiți în pace și cu toți oamenii și în bună înțelegere. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am bucurat din suflet că fiecare dintre domniile voastre ați făcut Sfânta Cruce și a jurat înaintea lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca această împreună colaborare să se răsfrângă în inimile tuturor oneștenilor. Ne bucurăm de frumoasa colaborare pe care ați avut-o și o aveți cu Protoierea Onești, cu toate bisericile din Onești. Dați-mi voie să vă felicit și eu personal, în numele preoților, și din partea noastră să vă oferim, domnule primar, o Sfântă Scriptură și distinsii doamne viceprimar și niște daruri, între care o Sfântă Cruce care să rămână în acest Consiliu Local, în această sală de ședință și o icoană reprezentând pe Maica Domnului. Vă mulțumim și vă încredințăm de toată aprecierea noastră. Felicitări! Este al 12-lea primar din viața mea. Îi aduc aici o cruce, pentru că puterea crucii este cea care ne ajută să fie pusă acolo. Noi am mai pus o cruce 92, când eram consilier, nu știu unde este acum, dar dacă este acolo, e perfect și aceasta este persa aici. Doamna președinte, bine ați venit. Aici aveți o icoană cu Maica Domnului Ierusalimiteanca. Care noi îi spunem și românca. Aici, dumneavoastră, domnule Sără. Acum, la distinsele doamne, câte o Maica Domnului, din doamnă crește. Adică sunteți cea mai tinere. Da, mă rog, aici pentru o bine. Aveți Maria Sfințul Apostol Petru Pavel, pentru că este clanul Bacău. Da, sunt datorii mei să vă ajute. Pentru că sunt de totdeauna tot acolo în satul meu. Și
dacă mai sunt, dacă mai sunt invitați care doresc să ia cuvântul, acest spune apostol Andrei. Pentru că nu sunt și alți invitați, urăm succes Consiliului Local, domnului primar, doamne viceprimar, rezultate bune, mulțumitoare pentru electorat și așa să vă ajute Dumnezeu. Pe toți și să ne ajute Dumnezeu. Acum, ședința va fi încheiată, m-a fost și deschisă de către reprezentantul prefecturii, doamna director Mare. Dar eu vreau să-i mai dau cuvântul domnului primar, că mai are să ne spună ceva. Nu știu dacă se mai ridică picioare sau se mai așeze, nu știu ca și dumneavoastră să fie și mulțumesc prea cu cer din celor părinți pentru frumoasele cuvinte care le-ați adresat Consiliului Local și mie. Ne bucurăm pentru prezența dumneavoastră aici și cu siguranță prezența dumneavoastră aici reprezintă și o garanție că lucrurile vor merge bine într-o direcție pe care toți oneștenii și-o doresc. Țin să vă felicit pe doamna viceprimar pentru votul obținut astăzi și să-i felicit totodată și încă o dată pe toți consilierii care au obținut un mandat. Cred că împreună trebuie să ne unim eforturile, astfel încât peste 4 ani fiecare dintre noi să fim mândri pentru ceea ce am făcut pentru oneșteni și oneștenii să fie mândri de noi. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez succes fiecăruia dintre dumneavoastră în parte și să dea bunul Dumnezeu să facem treabă bună. Felicitări încă o dată! Are cuvântul doamna director Manea Fobioara, în partea de capitolului. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, în numele prefectului județului Bacău, domnul Tica Ioan și al meu, doresc să felicit din nou primarul ales și validat, da, astăzi, pe instanță și astăzi, iată de cuvântul în fața dumneavoastră. Deci doresc să-mi felicit pe domnul primar pentru că cetățenii municipiului Onești, iată, i-au acordat încrederea. Și vă doresc, domnule primar, să aveți un mandat rodnic, plin de realizări, în fruntea tuturor locuitorilor acestui municipiu. De asemenea, doresc să felicit Consiliul Local și să vă doresc să obțineți rezultate frumoase pentru locuitorii orașului Onești. Oamenii acestui oraș v-au dat votul pentru ca dumneavoastră să le reprezentați interesele. Este foarte important cum o să le reprezentați interesele. Am văzut astăzi, aici, unii domn consilieri pe care am mai văzut și la alte ședințe, dar am văzut și alți consilieri, oameni consilieri. Este foarte bine că este așa un consiliu local. Este important ca dumneavoastră, în acest moment, să vă aplicați cu multă atenție asupra administrației publice locale de la municipiul Onești. Este important ce hotărâri veți adopta dumneavoastră și când veți adopta hotărârile, iată, azi am văzut, noi ne pregătisem să facem cu colegii din aparatul de specialitate al primarului să facem mai multe buletine de vot pentru turul 2 sau, eu știu, 3. Dar iată că dumneavoastră ați ales imediat viceprimarul orașului. Cu acest prilej vă felicit, doamna viceprimar, și vă doresc mult succes. Deci, deja, în rândul dumneavoastră, a coborât ce? Înțelegerea. O comunicare spre bine. Și ce, despre ce bine este vorba? Despre binele orașului, da? Sigur că campania electorală a rămas undeva. Da? Acum, proiectele de hotărâri pe care le veți adopta dumneavoastră trebuie să servească dezvoltării acestui oraș.
Între consilierii locali îl avem aici pe domnul consilier Lemnar. I-am spus când ne-am revăzut și spun și în fața dumneavoastră. Faptele au rămas în urma domnului consilier, fost primar al orașului. Da? Vedem, fapte. Oamenii vor mereu să vadă fapte. Eu am convingerea că dumneavoastră, că dacă veți face echipă, consiliul local, toți, indiferent din ce formațiune politică sunteți, veți face echipă cu primarul ales, cu viceprimarul pe care l-ați ales astăzi, veți adopta hotărâri în favoarea cetățenilor orașului Onești. Domnul președinte Benea spunea ceva, că este important să soluționați acele probleme la care a făcut dumnealui. Da, trebuie soluționate. Nu pentru că dumnealui le-a adus în atenția dumneavoastră, ci pentru că sunt necesare pentru oraș. Veți avea de adoptat hotărâri, hotărârea de buget, să spuneți. Dacă nu, unii dintre dumneavoastră nu veți reuși să treceți peste micile asperități, vor suferi oamenii. Dar cum trebuie să fie acele hotărâri pe care le adoptați dumneavoastră? Trebuie să fie legale. Legale și în interesul comunității. Domnul primar trebuie să emită dispoziții legale. Știți cu toții că traversăm o perioadă, cum să spun, delicată. Este de nedorit ca un ales local, indiferent cine este el, un fost ministru, un fost demnitar și așa mai departe, să aibă de suferit la un moment dat. De ce? Pentru că, iată, în dosarul de ședință, să spunem, în spatele proiectului de hotărâre n-au fost toate documentele care ar fi trebuit să fie. Domnilor consilieri, domnilor primar, domnule primar, ca jurist și ca funcționar de stat, vă spun că nu o să aveți absolut nicio problemă dacă veți urmări în activitatea dumneavoastră să respectați prevederile legale. De aceea aveți un aparat de specialitate aici. De aceea, secretarul orașului, care este un jurist conștiincios și am văzut eu, din colaborarea acestor ani, un om de echilibru. Eu sunt convinsă că niciodată domnul secretar nu o să refuze pe oricare dintre domnii consilieri atunci când îi va solicita ceva. De exemplu, să-i facă un extras din un act normativ referitor la ce? La proiectul de hotărâre pe care îl are în mapă ședință, consilierul în cauză, da? Trebuie să solicitați. Trebuie să solicitați puncte de vedere, dacă vă este clar, de la compartimentele de specialitate. De așa, trebuie lucrat de așa manieră încât dumneavoastră să adoptați hotărâri legale și atunci totul va fi bine. Sunt convinsă, așa cum mă uit eu acum, că municipiul Onești va rămâne mereu un oraș din cadrul județului Bacău, unde se va desfășura o activitate foarte bună, foarte bună. De aceea, încă o dată, vă felicit din nou și vă doresc succes și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim, doamne director Manea, tuturor invitaților și domnilor consilieri. Vă dorim o zi bună în continuare. La revedere!